Deci în Italia nu o să dea nimeni niciodată nici 20, nici 25 de milioane pe un fundaș. Aia e clar, că n-au de unde să dea. Că n-au de... Cluburile italiene nu mai sunt cum erau. Deci, am avut 25 de milioane ofertă și nu au vrut. Din Italia? Din Italia, da. Poate de la Inter, de la Milan, pe Inter Milan pe acolo. Nu uite Napoli, că nu. Mai mult nici. A apărut în ziar și în Italia. Atalanta a făcut o ofertă de 25 de milioane. Atalanta 25 de milioane? Atalanta mă mir, că Atalanta în principiu merge pe da. Pe ce da. Poate să ia mai ieftin. Ea lansează jucători. Am, așa, da. Zis, am comentat pe cei de la Genoa, știu că eu din interior că a fost ofertă în jur la 25 de milioane. Premier League, într-adevăr, plătește. Ne surprinde și Italia. Și eu cred că Milan și Inter, dacă vor, poate de a 25 de milioane.